S-a jucat Hora Unirii și la Târgu Jiu, însă nu mână cu mână. Autoritățile au pregătit manifestări dedicate Unirii Principatelor Române sub restricții. Sărbătorim astăzi primul pas important făcut pentru făptuirea statului național unitar român, Unirea Principatelor, acum 163 de ani. Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 a fost rodul eforturilor neobosite ale elitei politice a vremii, care s-au bucurat de înțelegerea pe care românii din Moldova și țara românească au arătat-o nevoii de modernizare. Iată-ne după întâmplarea, ca să-i spun așa, de ieri, frumosul omagiu pe care i l-am adus celui care prin gândul și fapta sa pleca în urmă cu 201 ani de aici, de la noi, de la Gorj. Iată-ne așadar în această zi frumoasă, omagiind un alt mare personaj al istoriei noastre moderne, care vine în continuarea lui Tudor Vladimirescu, anume Alexandru Ioan Cuza. De momentele artistice s-au ocupat angajații Teatrului Dramatic Elvira Godeanu și artiștii ansamblului profesionist Doina Gorjului. Un moment teatral cu domnitorul Cuza a fost prezentat publicului. Compatrioții mei, noi, Alexandru Ioan I, cu mila lui Dumnezeu și voința națională, domn al Moldovei și al țării românești, la toți cei de față și viitori, sănătate, voința nației, prin legiuitul organ, adunarea electivă, ne-a ales domn al Moldovei și al țării românești. Hora Unirii a fost jucată doar de dansatorii de la Doina Gorjului. Aceștia au purtat în mâini fulare cu tricolorul pentru a păstra distanțarea. Publicul a fost încântat și cu un moment folcloric. Foaie verde, busuioc, haideți fetelor la joc, haideți fetelor la joc, să jucăm sârba pe loc, sârba noastră gorjenească, cine joacă să trăiască, sârba noastră gorjenească, cine cântă să trăiască, pom, 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 faceți loc, cu mândruța într-un joc, pom, 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 faceți loc. Pentru cetățenii prezenți la manifestări, autoritățile au împărțit zona pieței prefecturii în spații pentru vaccinați și nevaccinați. Oamenii nu au ținut cont, unii preferând să își poarte singuri de grijă. E ceva frumos. Dincolo de partea delimitată, nu sunteți vaccinat? Nu, eu sunt vaccinat. Și ați intrat și n-ați intrat în cercul? Da, am preferat. Am toate analizele, am tot ce trebuie, buletinele la mine, tot. Deci nu sunt probleme. Mi se pare ceva normal și ca în fiecare an se organizează asemenea manifestări la noi în județ și în Târgu Jiu, capitala județului. Iar organizarea este bună. La manifestare au putut participa toți cetățenii în față având prioritate vaccinații.